dosare fabricate, nu? Am văzut ieri discuțiile din biroul domnului Mazăre, au fost publicate. La fel în alte cazuri. Deci, atâta timp cât este vorba de probe, nu, este irelevant din ce partid este. Eu asta am dorit pentru România. Să fie cercetat oricine din orice partid. Și ați văzut că au fost cercetați și din guvernul care am fost eu, primul, de fapt, mare politician, ca nivel, vreau să spun, ca funcție, a fost din acel guvern și apoi a fost și din PDL, cât a fost PDL-ul la putere. Deci, investigațiile sunt imparțiale, sunt pe bază de probe. Procurorii, să știți că nu fac așa. Astăzi iau unul de la PSD, mâine la PDL și pe mine de la PNL. Ei nu lucrează așa. Ei lucrează pe bază de probe. S-ar putea să fie 10 la rând dintr-un partid și după aia să fie, nu știu ce, alt număr, 5 sau tot 10 sau 20 din alt partid. E în funcție de probe. Și repet, când ești la putere, atunci comiți actele de corupție. E în logica funcției publice, nu? Ai funcția publică, ai puterea, ai banii și atunci, dacă ești corupt, atunci comiți actul de corupție. Mai departe, aș comenta, în primul rând, declarațiile primului ministru Victor Viorel Ponta, pe lângă plagiator, că totuși vedeți lucrurile se leagă, adică un om care minte și fură, minte și fură toată viața. Pentru că acum ce ne spune? Cred că citesc corect. Nu mă dezic de domnul Duicu, de inculpatul Duicu, că e inculpat, baronul de la Mehedinți, care în arest nu se dezice nici de Mazăre, nu se dezice nici de Nicușor Constantinescu, alt baron, nu se dezice de niciunul. Nu s-a dezis nici de Dragnea, îl ține în guvern, deși este un ministru trimis în judecată, pentru fraudă la alegeri. Nu numai că ține pe Dragnea în guvern ministru trimis în judecată pentru fraudă la alegeri, dar l-a desemnat și șeful campaniei electorale al PSD pentru 25 mai, alegeri europarlamentare. Ceea ce înseamnă, mie îmi spune asta, că PSD se pregătește să fraudeze, că nu-l punea tot pe Dragnea care e trimis în judecată pentru fraudă la alegeri. Da? Deci toate aceste declarații arată că țara România lui Ponta este România corupților. Și el protejează corupție, nu protejează românii. El nu protejează legea. El nu protejează banul public. Țara în care eu cred și sunt convinsă că sunt milioane de români care gândesc la fel, este țara celor care sunt onești, care muncesc și care vor să o ducă mai bine. Și care vor ca legea să se aplice egal pentru toți. Repet, inclusiv pentru baroni și pentru politicieni. 3. Toate aceste declarații ale primului ministru, pentru că vin de la primul ministru, sunt declarații care fac foarte rău țării, sunt trădare de țară, în limba care spui că tu ești de partea tuturor acestor oameni cercetați, unii arestați, unii nearestați, dar cercetați și sunt inculpați, fac foarte rău țării, e o dovadă de trădare a țării că țara nu e formată din corupți, pentru că Dumnezeu nu există, România nu e coruptă. Baronii, aceștia sunt. Și arată o influențare a justiției. Pentru că ești prim-ministru și tu spui că X e nevinovat sau că tu ești solidar cu inculpatul X. Și s-ar putea să nu fie toți judecătorii, cum să spun, stâncă. Și s-ar putea să cedeze unor presiuni. Dar acum, chiar dacă nu cedează, faptul că primul ministru încearcă aceste amenințări, că sunt amenințări, să știți, împotriva judecătorilor asta. Când eu spun că sunt cu baronul X și nu mă dezic de el și el e bun și e dosar politic, da? Atunci asta este o presiune și o amenințare împotriva judecătorului. Și ca să mai spun ce înseamnă dosar politic. Dosar politic înseamnă că am o copertă, am un dosar, da? Două coperți, față și spate, între care n-am nimic. E goală, nu mai am nicio hârtie. N-am nicio probă. Deci am acuzat judecătorii și procurorii că au inventat.